Primul lucru care îmi vine în minte când încerc să-mi explic admirația față de Victor Rebenciuc este că n-are aerul și aerele unui actor. Astfel începe o caracterizare pe care criticul de artă Andrei Pleșu o face celui care, pe la 17 ani, și-ar fi dorit să devină tehnician, dar distribuit întâmplător într-o piesă a unui coleg de la electrotehnică, l-a făcut pe Victor să-și îndrepte pașii spre actorie. Născut în București la 10 februarie 1933, Rebenciuc este actorul de film, radio, teatru și televiziune, care susține că n-are o rețetă specială pentru a face din rolul jucat unul extraordinar. El iese din trăirea, din momentele, din acumulările care le-am pe scenă, acumulările de sentimente care le-am pe scenă, până când vine momentul acela. Și mă bucur că a ieșit, dacă nu se mai impresionează. Actor român cu o contribuție importantă la dezvoltarea teatrului și cinematografiei românești, Victor Rebenciuc a jucat în zeci și zeci de roluri, disciplina fiind unul dintre factorii care l-au adus către succes, așa după cum regretatul Liviu Ciulei aprecia activitatea celui pe care l-a avut ca partener în Pădurea Spânzuraților. Ceea ce îl caracterizează pe Victor Rebenciuc este o inerentă disciplină scenică, abilitatea de a asocia stări contradictorii și de a coborî întotdeauna în profunzimea unui rol, sublinia cunoscutul actor, regizor și scenograf, care la rândul ar fi vrut să devină arhitect după cursurile facultății de profil.